Autoritățile vor ca elevii să revină în bănci din semestrul al doilea. Decizia finală va fi luată cu o săptămână înainte de începerea cursurilor. Medicii atrag atenția că până atunci cât mai mulți elevi ar trebui să facă vaccinul antigripal. Ei nu exclud ca un val de gripă obișnuită să se suprapună peste epidemia de COVID-19. Până acum, cazurile de infecție respiratorie și gripă nu au atins un nivel îngrijorător pentru că școlile au fost închise. Am constatat că în perioada în care școlile sunt închise, numărul de infecții de căi respirative superioare este foarte, foarte, foarte mic. Ca să putem face o comparație, dacă în această perioadă a anilor precedenți, eu, în cabinetul meu, raportam aproximativ 20, 30, chiar 40 infecții acute de căi respirative superioare și gripă, săptămâna aceasta am raportat 3 cazuri. Iar acest trend este unul cât se poate de continuu, începând din momentul în care în România, în data de 11 martie anului 2020, s-au închis școlile. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare, există o corelație cât se poate de directă, având în vedere că școala trebuie să înceapă. Cel mai bun lucru pe care putem face pentru copiii noștri este să-i vaccinăm împotriva gripei, câte vreme mai există acest vaccin.